La Buzău nu există până acum niciun semn că alianța dintre PDL și PNL va funcționa. Cele două părți s-au așezat la masa negocierilor, iar acum se fac analize în județ pentru a se obține majorități în consiliile locale. Legat de discuția cu PDL, da, cu Partidul Democrat Liberal, da, am avut o discuție, dar lămurit un lucru simplu. Sunt două persoane, una din cadrul Partidului Național Liberal, o persoană din cadrul Partidului Democrat Liberal, care fac o analiză pe toate localitățile. Se poate sau nu se pot face majoritate. De cealaltă parte, Raul Florescu susține că peneliștii au fost prea ocupați pentru a se analiza alianța de la Buzău. Bănuiesc că o să funcționeze. Când? Păi, când ne vom întâlni și vom pune la punct tot ce avem de pus la punct. La ultima întâlnire pe care o aveam programată, nu ne-am putut întâlni. Probabil că acum, după congres, știu eu, zilele următoare, luni, marți, miercuri, joi. În primul rând, s-au întâlnit comisiile tehnice și nu au putut pune la punct mare lucru, pentru că colegii de la Liberale au avut o acțiune mai în forță. Așa a fost venirea domnului Iohannis în județ și a fost o întâlnire regională. Și în al doilea rând și domnul președinte, am înțeles că a avut o problemă personală. Reprezentanții PNL Buzău vor participa în acest weekend la Congresul PNL, unde se va decide referitor la alianța sau chiar fuziunea dintre PNL și PDL.